Prin culoare, dragoste și puțin efort, copiii de la mai multe grădinițe și școli din București le-au mulțumit mămicilor pentru darul vieții. În cadrul unui concurs de creație artistică, peste 500 de copii au realizat desene și tablouri cu tema Mulțumesc, mamă! Cele mai bune dintre acestea au fost expuse astăzi la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, la inițiativa Asociației Studenți pentru Viață. Expoziția are loc în apropierea de zile de 8 martie și chiar aceasta este și tema expoziției. Mulțumesc, mamă! Practic sunt 50 de lucrări de la copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani, care prin intermediul artei își exprimă recunoștința și mulțumirea pentru mamele lor. Expoziția face parte din Luna pentru Viață, care se desfășoară între 1 și 31 martie, care cuprinde și Marșul pentru Viață și prin toate activitățile pe care le desfășurăm în această perioadă încercăm să promovăm viața, să arătăm recunoștința pentru mame chiar și tema de anul acesta este pentru viață, pentru femeie, pentru familie. Expoziția reunește 50 de desene realizate de copii sub îndrumarea profesoarei Cosmina Dragomir. M-am gândit că cel mai frumos uh, vernisaj ar fi uh, garantat numai și numai dacă lucrările au uh, un standard extraordinar de execuție și ne-am gândit că ar fi bine să dăm concurs pentru acest vernisaj. Și a avut loc un, co un concurs în școlile din oraș. Uh, în școli uh, copii au vârsta cam între 5 și 10 ani, cei de la primar și s-a lucrat și cu preșcolarii din grădinițe și din aproximativ 500 de lucrări de artă în, în diverse tehnici au fost alese cele care au fost expuse astăzi. Popilașii noștri au folosit cărbunele de desen, Bățul care se muia în cerneală, cerneală pe care și-o preparau singur din zeamă de fructe, i-am pus în situația de a se gândi cum aș putea să realizez o operă de artă, având la dispoziție doar resurse din natură, ceea ce îmi pune la dispoziție lumea din jurul meu. Și a fost foarte interesant. Au, au, au redescoperit cumva lumea. Titlul expoziției a fost Pentru Viață. Așa cum au văzut ei la vârsta lor legătura lor care este din prima clipă de viață sau chiar dinainte de, de, a se naște, legătura lor cu mama, cu maternitatea, cu părinții în general, dar în special cu mama. Deci este vorba de lucrări ale copiilor în legătură cu relația lor strânsă pe care fiecare copil o are cu mama. Pentru cine ai desenat? Pentru mami. De ce deci ați venit astăzi la Muzeul Satului? Avem o nepoțică, Maria se numește, este în clasa 0, la școala 193 și a câștigat un, înțeles, un premiul întâi pe, pe clasă. Și a zis că astăzi va expune un tablou aici. Am venit pentru vernisajul fetiței noastre, este primul vernisaj la care participă, îi place foarte mult să picteze. Să vedem ce carieră va alege pe viitor, dar momentan este foarte încântată de orele de artă. Expoziția va fi deschisă publicului până pe data de 27 martie.